Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe o serie de tutoriale în care vom lucra acest mileu atât de mult așteptat de foarte multe dintre dumneavoastră. Pentru a lucra acesta, eu voi folosi firul de bumbac de culoare albă și croșetul cu numărul 1. Lucrarea, așa cum am spus, o voi face lucrând câteva tutoriale în care voi explica pas cu pas ceea ce lucrăm. Pentru început, eu am montat deja aici un număr de 16 ochiuri de lanț, deci 16, pe care le vom închide în primul ochi de lanț cu fir alunecat. De răbdare să mi se dea mână, deci vom închide cu fir alunecat și începând din acest moment eu voi lucra 1, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care în interiorul acestui cerc vom lucra un număr total de 36 de piciorușe duble. Deci 36 piciorușe duble care vor îmbrăca de jur împrejur cercul format din cele 16 ochiuri de lanț. După ce am lucrat cele 36 piciorușe duble, vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Apoi voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența următorului picioruș dublu voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența următorului picioruș dublu, deci vom lucra în felul acesta și la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 piciorușe duble separate de un ochi de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimul picioruș dublu, voi face ultimul ochi de lanț și voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, plus 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Și în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, două ochiuri de lanț de separare. Deci în felul acesta vom lucra cel de-al treilea și cel de-al patrulea rând. Deci două rânduri le vom lucra în acest mod, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri pentru a continua lucrarea. Am ajuns la sfârșitul rândului 4 pe care îl vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Din corespondența primului picioruș vom închide cu fir alunecat, care alunecă cam greu. Vom continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, după care firul pe croșet vom intra în următorul picioruș dublu, vom face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș dublu în următorul picioruș dublu, în felul acesta vom continua lucrând două rânduri. Deci rândurile 5 și 6 se vor lucra în acest mod, iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra și aceste două rânduri. Așa, începe să se prezinte. Bineînțeles, când vine aranjat, pus. Am ajuns la capătul rândului cu numărul 6. Voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș dublu de la începutul acestui rând cu fir alunecat, după care voi continua lucrând 1, 2,
trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Continuăm. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet, vom intra în corespondența următorului picioruș dublu și vom face un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, din nou un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu și vom lucra în acest mod pentru două rânduri, deci rândurile 7 și 8 le vom lucra un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț de separare. Un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț de separare. Repetăm pentru două rânduri, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri pentru a continua. Am ajuns și la capătul rândului cu numărul 8, pe care îl vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul rândului. Un pic. Acest fir nu este atât de bine mercerizat și îmi face un pic de probleme când închid, însă ne vom descurca. În momentul în care am închis acest rând, cu atenție, dumneavoastră să căutați firul bine mercerizat, pentru că altfel veți întâmpina aceleași probleme ca și mine. Deci, am închis rândul, vom continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș vom face cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în spațiul format din cele 4 ochiuri de lanț. Din nou, 1, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu, următor vom face din nou 2 piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența spațiului format din cele 4 ochiuri de lanț, din nou, două ochiuri de lanț, în corespondența piciorușului dublu, continuăm cu două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea, și vom continua. Două ochiuri de lanț, un picioruș scurt în spațiu format din cele 4 ochiuri de lanț, continuăm cu alte două ochiuri de lanț, și din nou în corespondența piciorușului dublu, două piciorușe duble. Deci în felul acesta vom lucra un rând. Rândul numărul 9 constă în ceea ce v-am arătat acum. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din cele 4 ochiuri de lanț. Am făcut cele două ochiuri de lanț de separare, voi face piciorușul scurt, două ochiuri de lanț și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. Sper că această dată să nu-mi facă probleme. După care voi continua. 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet și voi face un picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior, după care voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și din nou mergem în corespondența piciorușelor duble și voi face în corespondența primului picioruș un picioruș dublu, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, apoi din nou 4 ochiuri de lanț de separare, și din nou piciorușele duble în corespondența piciorușelor duble. În acest fel vom lucra acest rând, rândul numărul 10. Deci un picioruș dublu, cel de-al doilea. Apoi 4 ochiuri de lanț de separare. 1, 2, 3, 4. Și vom continua cu piciorușele duble. În felul acesta trebuie să se prezinte și noi vom continua singure.
Am ajuns și la capătul acestui rând și vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș dublu de la începutul rândului cu fir alunecat. Iar acum vom începe partea principală. Acesta a fost mijlocul și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența celui aș picioruș voi face din nou un picioruș dublu. Deci avem 2. Firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș și vom face doar un picioruș dublu. Deci acum avem un total de 3 piciorușe duble. Voi continua făcând 2 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, din nou 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, intru în piciorușul dublu și voi repeta un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, deci avem 2, iar acum cel de-al treilea picioruș dublu în piciorușul următor. Și avem din nou cele 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, piciorușul scurt, deci 2 ochiuri de lanț. După cum vedeți, acest raport, cum îl numesc eu, îl vom face de 18 ori. Avem de 2 ori aici, pentru că acum, așa cum spuneam, am terminat mijlocul și vom începe părțile laterale, care vor fi lucrate cu rânduri înainte și înapoi. Deci de 18 ori lucrăm acest raport. Deci am lucrat de 18 ori raportul care vi l-am prezentat. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul, firul pe croșet și voi face din nou un picioruș dublu în corespondența următorului picioruș, firul pe croșet, din nou picioruș dublu în corespondența următorului picioruș, deci avem 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom intra în corespondența următoarelor 3 piciorușe duble și voi face primul picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea și vom continua cu 4 ochiuri de lanț și din nou 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Și în felul acesta vom ajunge până în corespondența primului raport, unde ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea noastră. Deci uitați-vă că acum am făcut cele 3 piciorușe duble. Vom continua singure, deci ne întoarcem înapoi, practic. Lucrăm înainte și înapoi de acum. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, am făcut ultimele 3 piciorușe duble. Acum vom întoarce lucrarea. Vom întoarce lucrarea și cu fir alunecat vom ajunge în corespondența celui de-al doilea grup format din cele 3 piciorușe duble. Deci în felul acesta ne deplasăm lucrul. Deci vom face piciorușe alunecat până când vom ajunge în corespondența primului picioruș dublu am ajuns aici în corespondența primului picioruș dublu din cel de-al doilea grup, cum vedeți, iar acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi continua în următorul picioruș un picioruș dublu și vom avea un total de 3, în următorul picioruș din nou un picioruș dublu, iar acum avem un total de 4, 2 ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, 2 ochiuri de lanț,
deplasăm către grupul următor și din nou vom lucra în același mod. Primul picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, iar apoi continuăm picioruș dublu în următorul, deci vom înmulți doar în corespondența primului picioruș dublu. În felul acesta noi lucrăm până la sfârșitul, până aici, până când vom acoperi toate cele 18 rapoarte. Iar noi ne întâlnim aici. Am ajuns din nou la capătul rândului și exact ca la rândul anterior, 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Am întors lucrul și voi continua cu piciorușe duble în corespondența următoarelor 3 piciorușe duble. Deci, de fiecare dată, rândul de întoarcere va fi acesta, picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior și între acestea cele 4 ochiuri de lanț de separare. Deci noi vom continua singure, în timp ce voi continua să lucrez, nu voi mai explica rândul de întoarcere, deci deja îl știți, nu are rost să îl repet de fiecare dată. Și în felul acesta dumneavoastră veți vedea că încet, încet lucrarea noastră prinde formă. Am ajuns la capătul rândului, am întors lucrarea și din nou cu fir alunecat mă voi îndrepta către primul picioruș dublu din următorul grup. Deci așa cum ați văzut, cu fir alunecat, am ajuns în corespondența celui de-al doilea grup și la rândul anterior, așa cum ați văzut. În acest mod, noi ne deplasăm încet, încet cu lucrarea înspre partea stângă și pe măsură ce lucrăm, vor crește și numărul piciorușelor duble din care este format fiecare raport. Uitați-vă, am ajuns din nou în corespondența primului picioruș dublu din cel de-al doilea raport. Iar acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența primului picioruș și voi continua cu următoarele 3 piciorușe duble și în acest mod voi avea un raport format din 5 piciorușe duble, 4 și cel de-al 5-lea, 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența celor 4 piciorușe scurte, celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, din nou 2 ochiuri de lanț, intrăm în primul picioruș dublu și aici vom face în corespondența primului picioruș, vom face o mulțire, deci vor fi 2 piciorușe duble și vom continua cu următoarele 3, obținând astfel un total de 5 piciorușe duble. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Iar apoi ne vom întoarce în modul în care ați văzut și dumneavoastră, uitați-vă, sunt 2, 4, 5 piciorușe duble. Deci ne vom întoarce în modul în care ați văzut, lucrând picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș dublu, iar între rapoarte cele 4 ochiuri de lanț de separare. Deci acelea nu le repet pentru că nu are sens, ele nu se schimbă. Iar noi acum continuăm singure și ne vom întâlni la, ia uitați-vă, începe să se formeze, ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am încheiat rândul, m-am întors înapoi, după cum vedeți,
Acum voi încheia această parte a tutorialului. Ne vom întâlni într-un următor tutorial pentru a continua acest mileu atât de mult îndrăgit de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc toate cele bune. La revedere!